Salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog. Eu sunt Iosif, iar în acest clip o să tundem acest gutui și haideți să trecem la treabă. Vom tăia prima dată acest lacom care nu ne ajută deloc. Și am tăiat și ce era jos. La gutui este problema că mereu ies de jos lăsat. Dar îi eliminăm și până la urmă asta e. Ce să facem? Trebuie să eliminăm, că dacă îl lăsăm la rădăcină avem probleme. Toți lacomii mai întâi scăpăm de ei. Nu avem nevoie de așa ceva. Și ăsta este un lacom, la fel și acesta. Cei care cresc pe verticală sunt foarte puternici. Aceia sunt lacomii de care vă zic și care n-au pic de rudă, adică sunt goi. Acesta nu este un lacom pentru că are și rudă. Acum voi lua ramura aceasta și mă voi uita. Se duce în sus, îi fac o tăiere, o deviere încoace și în acest caz voi face la fel, făcând o deviere pe aceasta, iar asta o voi elimina, lăsând totul așa, în această zonă. Nu am nicio problemă aici, totul este perfect, în afară de acestea două care sunt uscate, două țepușe, de fapt și aceasta e uscată și sunt câteva uscate, dar avem și verzi. Ce se duce în sus, adică aceasta, îi facem o tăiere spre această ramură și aceasta care se încălcește, o tăiem, tăind bineînțeles și acest lacom și avem aici o ramură de rod care se duce în lateral frumos. Aici avem la fel o tăiere, o deviere și în acest caz la fel. Avem o problemă mare aici, pentru că s-au încurcat aici aceste ramuri. Ceea ce este de făcut este să tăiem din această zonă, pentru că nu avem ce face. Iar aici venim pur și simplu și facem o tăiere, pentru că se ducea în interior. A trebuit să tăiem puțin mai tare și să lăsăm aceste ramuri spre exterior. Așa. După aceea, aceasta o reducem și pe aceasta o micșorăm puțin. Cu toate că este în interior, totuși o ramură de rod și avem nevoie de ea anul acesta. Aici se întâlnesc una cu alta, ceea ce nu este bine, așa că nu prea avem ce să facem în acest caz, pentru că este și uscată toată zona. Ceea ce trebuie să facem este să ajungem aici și să lăsăm o nouă ramură tânără în lateral. Și cam asta a fost ceea ce a fost mai greu de eliminat. În rest, aici vârful acesta îl dăm în lateral, iar rodul acesta, care este în jos, îl vom lăsa întotdeauna. Aici avem uscat, tăiem și lacoma aceasta o tăiem. Luăm această creangă și ne uităm atent. Aici am făcut o deviere în partea asta și aceasta se duce în sus, dar pentru că nu este lacomă, o să-i fac o tăiere spre un muc. Spre o mugure care vine în exterior. Așa. Ce e uscat mai eliminăm. Aceasta la fel în exterior. Acest lacom îl vom tăia. Și acesta, bineînțeles, la fel. Aici avem o aglomerație care sunt ramură pe ramură, așa că facem liber. Iar lacomul acesta, pentru că iar și aglomerează, facem liber. La o mugure lateral, pentru că nu vrem să pierdem prea mult.
Avem aici o uscăciune, așa că o îndepărtăm. Aici se amestecă puțin și ceea ce nu ne convine mai scăpăm de câte una pentru a face totul cât de cât liber. Iar aici la bază venim și tăiem această zonă pentru a face liber aici. Acum este cât de cât liber, dar mai trebuie să mai lăsăm și din rod. Iar aici, pentru ca să lăsăm această ramură care se duce frumos cu rod, am eliminat-o pe aceea. Asta se duce în sus și mi umbrește și interiorul, nu-mi convine, am tăiat. Aceasta la fel în interior, nu-mi convine, o dau spre lateral. Aici, la fel, o dau pe acea ramură de rod în lateral și pe aceasta le las pe acelea frumos de aici, aceasta și aceasta. Avem o lacumă care iarăși se duce, lacumele sunt destule aici, cum e și aceasta, dar are o ramură de rod care mică, care se va dezvolta aceasta și aceasta. Și la fel am rezolvat situația. În acest caz, iarăși lacuma care nu-și vede treaba ei, dar avem rodul minunat care, bineînțeles, ne bucură și ne-a dat această ramură frumoasă de rod care se va forma. Ce e uscat, bineînțeles, eliminăm de aici. Aglomerarea elimin. Iar aici am scurtat eu, dar nu este bine, este și în interior. La comă pur și simplu nu mă încălzește cu nimic. Las rodul acesta așa. Mai eliberez puțin. Mai avem câteva lucruri care nu sunt bune. Aici micșorez puțin. Aceasta mare este sub umbra acestei mari, dar pentru că este o ramură puternică, bineînțeles că n-o să scap de ea, am nevoie mare de cea mare, așa că aceea mică care n-a format rod și anul acesta nu va forma, ci tocmai la anul forma rod, nu am nevoie de ea, pentru că avem nevoie de rod. Așa, aceste ramuri mici le mai lăsăm. Apropiem puțin rodul. Venim mai departe. Aici avem încălcitură. Facem devierea, dar tot se duce în zona aia și încurcă. Așa că deviez încoace. Aici îi las această rămurică care vine încoace. Iar aici la un mugure lateral. Și aceasta o elimin pentru că se duce în sus și nu ne ajută cu nimic. Rodul mai apropii în această zonă pentru că așa trebuie. Lacomul îl elimin din discuție. Fac o deviere aici și aici fac la fel. Uite așa. Aceasta la fel se duce sus cu un lacom, ceea ce nu convine pentru că eu îmi las ramura de rod. Aici tai la un mugur lateral. Ramură mică. Asta nu ne ajută deocamdată și nici așa. Mugure lateral. Uscat aici. Mai apropii puțin rodul. Aici freacă ramură pe ramură. Asta spre interior se duce.
aceea lungă, totuși. O să o las așa cu rod în partea aceea. Iar aceasta o să o deviez din această parte și pe aceasta. Aici mai apropii puțin rodul. Și aici la fel. Avem aici aceasta care se duce foarte sus, dar avem destule ramuri aglomerat. Oricum nu are rod decât cred că vă două flori și cam aia este. Și am eliberat. În acest caz. Și aceasta, pentru că nu are rod, la fel, o dau jos și las aceste ramuri mici care vor forma un rod bogat. În acest caz las rodul acesta care îl avem, lăsându-l mai jos, iar aceasta de fapt este o lacomă care nu mă ajută cu nimic. Nici n-am unde să devie. Cam așa este. Aici fac devierea și cam așa arată și acest butui. Am încercat să-l fac cât se poate să aibă rod, dar de acum încolo mai merge așezat. Uitați, are un rod foarte bogat la bază, ceea ce îi dă un potențial maxim. Îmi face un pom foarte bun. Cam acesta a fost clipul. Eu am fost Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Uitați, mai avem și aici un gutui care la fel l-am tuns. Eu când are rod încerc să-i las rodul mult, ca să nu chiar foarte mult, ca să fac rod. Îi las aproape tot rodul, dar care are lacom, bineînțeles, suge din pom și atunci nu va face roadele mari. Contează și chestia asta la mine, de aceea nu las lacomii și nimeni nu trebuie să lase lacomii. Dacă am lăsat lacomii, asup din puterea pomului și după aceea nu vom avea roade mari. Trebuie să avem roade mari și o producție destul de mare. Pentru că, până la urmă, de aceea avem gutui. Sau măr, sau păr, ce avem. Eu am fost Iosif, până data viitoare. Am fost cu tăiatul pomilor și vă doresc numai bine. Vă salut!